Mult mai atent trebuie să fie probabil la fazele importante de pe parcursul acestei partide. Aici urmărește Așkovski, pătrunde în careu, Așkovski! Este gol! Niște mingea fără neapărat să vrea să o trimită chiar acolo, însă din linia a doua, excepțional, vine Așkovski și... A fost... În fine, se aude acum fluierul. Rodriguez cu un șut, mingea intră în poartă. Vedem mai bine aici pe reluare. Kindriș apare și cu talpa deviază această minge. Are scuze jucătorului croat. Foarte bine Duganțic în stânga pentru urcarea lui Holtzman. Holtzman cu centrarea. Mingea este deviată de Roman. Se află Leca. Bravo, Mișule! Mișu! Bravo! De pe margine îi se strigă lui, lui Roman. Bravo, Mișule! Ar fi primul gol după o pauză de 11 ani în primul eșalon. Un gol care vine din lovitură de la 11 metri în această partidă. Aici un șut și ce execuție! Un șut fantastic! Șut o bâlbuială, o minge care a trecut pe la Hristovski și Jonathan Rodriguez. Ei erau în acea zonă, pasă cu călcâiul și apoi... Dacă vine și un șut, nu apucă Grecu și se termină 2-3 în meciul dintre Argeș și Fece Botoșani.